Dar te-a rămas fără permis, adică. Stai cu minte. Dar cum faci, mă? Bă, 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 bă. Să vă spun o singură chestie, nu știu dacă vedeți aici. Stai așa un pic, tata. Da. A, cred că am avut viteză. Bună seara. Bună seara. Agent și patrul Moise de la poliția rutieră, vă rog documentele noastre. Vă deranjează dacă stau cu camera spre mine, nu vă dau pe dumneavoastră la... Nu, fără nicio problemă. Da. Ce am făcut? Am fost înregistrat de aparatoare cu 107 km la oră în localitate. Asta înseamnă că măsura de reținere a permisului de conducere... Asta e localitate? Nu, nu e cu 70, nu? Unde ați fost dumneavoastră înregistrat e de 50, de adevăr de aici încolo e de 70. Nu știu dacă știți, dar prevede ca măsură complementară reținerea permisului de conducere, să știți, da? Și mai plec de aici sau îmi dați dovadă? Plecați cu o dovadă cu drept de circulație 15 zile și cu o perioadă de suspendare de 90. Trebuie să dă examen? Să dă examenul, da, 13 din 15 întrebări. Ulterior o să beneficiați de reducere la 30 de zile, după ce promovați examen. Pă bune, adică, da? Fără nicio glumă, baterea este înregistrată în video de aparatul radar, ca să știți. Când o comiți, când ești blestemat... Iertați-mă, vorbesc cu fanii, știți? Că fanii mei acum o să mă ducă glumă. Cineva să mă... Talonul, stai să vă dau și talonul. Buletinul. Și cu certificatul de matriculare am așa. Poftiți. Cardul de sănătate n-avem nevoie de el, sperăm să n-avem nevoie. Card, da. După... Probabil cu ăla o să rămâneți. Da, după ăsta s-ar putea să-mi iau analizele. Că e problemă. Rămâneți la mașină, vă rămân întorc imediat la dumneavoastră, da? Mulțumesc frumos. Tati, eu pot... Cine-i tata? Ai văzut că l-a oprit pe tata poliția? Nu, voi mașina de poliție. Tati a rămas fără permis, tati. A fost mașina de poliție. Am văzut-o și eu, mami, din păcate. În rest, ce să vă zic, bine, sănătos. Sunt, am nervii slabi. Într-o săptămână am rămas fără talon, fără cheie și fără permis. Mai am să rămân fără mașină. Dar în judecată nu ți-a permis-o acum, îți ia și ție peste un an. Și ce fac? Dau în judecată și mai cheltui 500 de euro la judecată pe care nu i-am. Dai în judecată. Și după aia cum am făcut, dar trebuie. Cine te duce și te ia de la filmări 2 luni de zile? Ai uitat că ai și neamărinul? Șofer. Păi în loc să dai 500 de euro... 3 luni de zile, nu 2 luni. Dar dau examenul și mi le iau într-o lună. Și mă apuc de băut. O lună de zile beau în continuu. Beau! Nu mai conduc, hai! Aia e! Ce tare să ai o cameră după tine așa. Când împărtășești cu... Te împărtășesc cu voi exact problemele pe care le am eu. Și parcă nu le mai simt atât de tare, știi? A, mi l-a luat acum, Ana. Ce să fac? Nu le simt atât de tare. Mi-a luat permisul. La 40 de ani ți s-a schimbat norocul. Da, mi-a luat permisul. Auzi-o și pe asta mea. La 40 de ani, ce că mi s-a schimbat norocul. Ce vrei, mă, să zici, mă? Ce vrei să zici, mă? Că ce? Gata, nu? De acum încolo merg toate. Da. Păi să-ți iei unul mai tânăr. Hai, să-ți iei unul de 22. Să aibă norocul schimbat. Unde semnezi? Vă rog, tu o să-mi trăiești. Cel e mai rea dracu autografic pe care le-am dat vreodată în viața mea. Ce culoare de sub, vă rog? Eventuale mențiuni dacă sunt de făcut? Dacă nu, nu am. Sau dacă aveți, puteți să le menționați. Menționez că poliția română și-a făcut treaba cu un dobitoc care a mers cu... Hai păi eu singur, mă fac eu singur. Cu un fermecar care
a mers cu 100 cât? 7. 107. Ne mai uităm la 7. Nu 7 km, cât? Numai că asta e singura viteză pe care mi-a dat-o aparatura, dar ce să vă zic? Nu poți să dai delete. Delete all. Delete, nu există buton de delete pe el. Să formatăm cardul, nu putem? Putem, dar asta o facem numai noi. Da, ulterior. Mulțumesc. Gata. După ce ți-ai expirat dovada, dai test. Până nu ți-ai expirat dovada, nu poți să-l dai. Poți să renunți la 15 zile, predai permisul și dă o dovadă fără de circulație. Și în momentul în care ți-ai dat dovada fără de circulație, intră alea de 15 zile. Să duc și alea 15 zile automat și dai test în momentul ăla, iar perioada o să scurgă de suspendare de momentul în care ai renunțat la dovadă. Ai înțeles? Aia e singura chestie. Mersi încă o dată, ce să zic? Pare rău că ne-am întâlnit situația asta, mi-aș plăcut cu alte ocazii, dar nu am ce să fac efectiv. Da, mi-aș ajuta cu cea mai mare plăcere, crede-mă ce spun. Nu suntem aia care stă omor oameni pe stradă, dar când e vorba de reținerea permisului de conducere, nu avem ce să facem efectiv. Mersi. Salut. Aia e, spor. Ceau, numai bine, pa. Închide geamul, mami, te rog. Uite cum pleacă cu permisul meu. Uite cum pleacă cu permisul. Plânge și ea, plâng și eu. O lună de zile. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, my love, goodbye. No. Da, ce? Asta e, mai stau. Ce-i problemă? Acum o să închid camera pentru că trebuie să țip un pic și nu vreau să mă auzi. Nici nu pot să înjur pentru că sunt cu copilul în mașină. O să cobor un pic din mașină, o să înjur și urc imediat. Bine? Mă scuzați un pic. Gata. Gata, hai să mergem în vacanță. Hai, tati, mergem în vacanță. Uite. Știți permisul meu? E aici. Merg tare, tati? Da. A mers. Nu mi-a mers, tati, nu mai merge tata tare. Haide. Poliția? Poliția, tati. A luat permisul lui tata. Foarte tare să pleci cu copilul la drum, că nu te plictisești. De 4 ore în continuu faci așa. Doare cap. Gata, tati? Alta, mami, alta. Hai, las-o, gata, tati, că le-am auzit pe toate. Hai, facem nani un pic. N-ai obosit, tata? Cu tati, mă, și tu, ce, suntem în februarie. Gata, tata? Bravo! Gata, asta e finalul, tati. Moș Crăciun! Gata, bravo, tati! Bravo, iubita mea!
Gata, tati? Te pup, gata, yeeey! Ce a chis? O aprindem, tati, lumina, numai că nu vrei să faci nani, tati? Mai știi, tati? Astăzi toate, nu? Bravo, gata, mă bucur tare, tati. Și aș vrea să opresc, dar să mă credeți că de 4 ore așa facem continuu, de 4 ore. În rest, ce să vă zic, e foarte liniștitor pe drum așa, copilul te liniștește, alea... Doamne! Super, tati! Super, tati! Tati, dar faci de 4 ore, nu vrei să faci nani? A? Nu! Dar de ce, tati? Super! Fii fericită că mi-a luat permisul ăsta, da, e al ăsta. Tati, nu e fericit că ai luat permisul. Tati, Tati, azi la Suceava, într-o zi frumoasă de primăvară, nu e sigur. Am rugat neamurile de aici de la Suceava să-mi facă și mie o fumătoare de aia tradițională. Și au pregătit, m-am trezit, după cum vedeți ce față, m-am trezit și... Și că asta e carnea care a fost ținută la baiți. Astea sunt niște, nu știu ce sunt, așa. Și după care, ci că o punem un butoi ăsta aici. Deci ia de-mi aici. Și o fumăm. Cum? Vom vedea. Da, poftim. Hai să face foc. Și aici vă te vând. Unde suntem, tati? Rodă înălțime. Hello! Hello! Ai rodă înălțime. Dacă ajungem jos, te șmecher. Da? De aici, de la Câmpul Lung. Hai că e bine tare aici. Câmpul Lung? Câmpul Lung, moldovenesc. Moldovenesc? Cine ajunge jos? E... bă, bă, niște... din ăla verde. Hai! Păi zi de treabă. Hai, fir întins. Ziceai că-s prost? Nu mi-ai ajutat deloc. Hai! Hai să vă spun ceva. E problematic
că problema dacă bei un pic, nu te sui pe schiuri. Să nu te sui dacă bei! Dacă bei, să nu te sui! Stai în fața ta! Dragii mei, decât să stai 5 ore în mașină să ajungi la Poiana Brașov, mai bine stai 5 ore în mașină și ajungi la Câmpul Lung. Și te dai cu schiu. N-am crezut că am zis. Ce? Era doi puneau piedică. Au pus piedică? Nu. Nu e zăpada bună, gheață mult, nu? Nu e, nu? Hai. E ce trebuie. Mai avem un pic. Nu e pentru profesioniști. Dai. Vezi ce bine e dacă ai bețe? Dacă n-ai pețe, stai pe loc! Nu ne dădea și nouă un băț? Mulțumesc! Yeah, ce oameni de treabă sunt aici, la Câmpul Lung! Și acum stai așa și prinzi viteză. Și după ce prinzi viteză zici, Doamne, Doamne, cum mă opresc? Stai și furtie. Mamă. Cred că am 140. 160. 180. Trage frâna de mână. Trage dreapta puțin, nu? Ia uite. Ce frumos e aici. Ochelarii mi s-au rupt. Hai. E frumos aici, așa mai bine. Dacă era și zăpadă, era ce trebuie. Uite, dacă era zăpadă, acum știi cum alunecam. Mamă, dacă ne era zăpadă, alunecam, era nebunie. Hai că am pus-o aici. Aici e mai groasă. Aici e și mai groasă. Hop! Ce-ai stă în fraier? Trebuie să pun pe YouTube, te pun pe YouTube. YouTube ne trebuie nouă. Te pun? Noi n-avem bani să mergem pe jos, ne urcăm pe YouTube. Dă-i drumul. Ia-o de aici așa. Wow! Wow! Nu mă ajută deloc, băi, fetele! Un lucru e clar. Fiecare schior băut are îngerul lui. Așa e. Am ajuns cu bine. Și acum e Eurovision. Da. Stai un pic să te gândi la ceva.
dacă cădem sau după mai ies? Dacă cădem, că ieșim frumos, pune centura. Să-i fac o surpriză lui Neamărin? Ce fac, bă, barbule, băi? Vorbește Neamărin cu Neamărin, iată. Da, dai și tu ceva dacă vin? Da, bă, da, ca un păr în cap. Dacă vin, te iubesc sau nu te iubesc? Dacă vin aici, înseamnă că ceva e pentru. Băi, stai, 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 stai